Tehnicianul CFR-ului a anunțat și transferul lui Cornel N, fundaș central de 20 de ani, de la Olimpia Satu Mare. Am văzut că nu mai este domnul Pascani, dar domnul Mureșan m-a asigurat că totul va fi bine. Acum trebuie să așteptăm să vedem dacă mergem în Europa. Maftei pleacă de la echipă, am stat cu el de vorbă, nu va mai continua la CFR Cluj, nu știu unde va merge. De și Florin Costea vor rămâne la CFR, mai au contract încă un an. Și sunt mulți alții care continuă. Ricardo Cadu sper să rămână, eu îl vreau și el a zis că vrea să rămână. Nu cred că este vreo problemă dacă îi se va micșora salariul. și nu are ofertă concretă din câte știu. Comora, Ogbu, Sulei rămân și ei. Deocamdată vine doar Ene de la Satu Mare, un fundaș pe care mi l-am dorit. A crescut mult. De la echipele retrogradate nu vreau jucători, nu o să iau niciodată, a spus Miriuță. Cornel Ene și-a început fotbalul la Satu Mare și a ajuns de la viitorul la CFR Cluj, de unde fundașul a fost apoi împrumutat sezonul trecut la UTA, iar din vara a ajuns la Olimpia tot sub forma de împrumut. 350.000 de euro e cota de transfer al lui N pe site-ul transfermarkt.co.uk.